Hoppa, hoppa! Hei, hei, ce face lumea bună? Hai să vă arăt o rochie pe care mi-am făcut-o astăzi. Sper să vă placă. De ce vă arăt rochița? Nu pentru că ar fi ceva special. Bine, vine la plajă, în fine. Dar ideea este că mă îmbrac duminica într-un mod special de mare sărbătoare. Și să știți că asta este o tradiție românească, Doamne, duminica să fie sărbătoare. Dar sărbătoarea e înainte de toate în inima noastră. Vreau să fac acest video pentru că multe persoane mi-au vorbit despre depresie. Și am să încerc să le explic cum trec eu peste depresie când am avut atât de multe motive să fac depresie în viața mea. Deci când vă spun multe, sunt enorme. Hello, Andrei! Deci, enorme sunt, puțin de spus. Adică au fost foarte, foarte multe motive. Uitați, strâng fonduri pentru International Lakewood Church. Nu e nevoie de fondurile noastre, dar de ce fac chestia asta? De fiecare dată pun câte o acțiune umanitară agățată și cine vrea să dea, dă. Dacă nu, măcar descoperiți despre ce este vorba. Eu mă uit foarte des la ce vorbesc cu oamenii ăștia. Ieri, de exemplu, era o zi ca toate celelalte, sâmbătă, și era un loc de rugăciune la o mănăstire unde se fac rugăciuni de vindecare. Și duci de obicei acolo la mănăstire, ajungi, parcă simți ceva în interiorul tău că nu prea e în regulă, parcă ai vrea să schimbi câte ceva și zici, hai, am venit la mănăstire, am făcut pelerinajul să primesc ceva și nu vreau să plec cu mâna goală. Pentru că noi, ca și creștini, suntem în tot timpul în șantier, ca să zicem așa. Suntem într-un șantier permanent. Mamă, ce mi-a căzut rimelul. În fine. Și acest șantier are nevoie de o plămădire, o construcție permanentă a lui Dumnezeu. Și în același timp, când suntem în șantier, înseamnă că n-am ajuns să ne desăvârșim ca opere, singur nu putem. Iar când ne dăm seama că nu putem singuri, trebuie să stăm cu mâinile deschise și să primim de la Dumnezeu. Și atunci, singurul lucru pe care noi putem să-l facem este să continuăm să așteptăm în credință momentul în care Dumnezeu va face ceva în viața noastră. Dar așteptatul în credință nu trebuie să fie cu tristețe. Noi trebuie să ne dăm seama că turnul nostru de apărare ca și creștini este bucuria. De-aia spune, vedeți, mergem duminica la biserică, bucură-te cea plină de har, bucură-te, nu știu ce, bucură-te, bucură-te. Și Dumnezeu, de ce să bucură? Pentru că Fecioara Maria n-a avut o viață ușoară. Iisus n-a avut o viață ușoară. Dar ei în sufletul lor s-au bucurat în Dumnezeu. Adică bucuria este turnul nostru de apărare. Ce te faci cu un suflet, spune psalmistul, nu mai poți să faci nimic cu un suflet care s-a întristat. Nu mai poți să faci nimic. De aceea vă spun, în depresie, primul lucru pe care trebuie să-l facem este să zicem, eu nu pot să fac nimic. Fă tu, Doamne, locul meu. Și deja ne-am debarasat de cel mai mare inamic al credinței, orgoliu! Eu fac totul, eu reușesc totul, eu reușesc viața mea, am eu niște relații, lasă că merge și așa, nu știu ce. Ăla orgoliu acesta, acest individ orgoliu, ne halește forțele. Când în viața noastră nimic nu facem fără Dumnezeu. Bună seara! Ei, bonjour din Spania! Ce tare! Bonjour, Paul! Așa, numai bine, domnul Radu. Așa, și deci orgoliu. Noi credem în viață că facem ceva pe noi înșine. Nu facem nimic, fraților. Nimic din ceea ce reușim în viață nu reușim prin noi înșine. Pentru că nu ne-am creat noi înșine, nu avem nici măcar forța vitală dacă Dumnezeu nu ne-ar da viață, nu ne-ar insufla viață. Dar vă zic, ce faci cu un spirit, cu un duh? Ce faci cu un duh abătut? Ce faci cu un om care a pierdut speranța în așa un hal încât nu mai se poate agăța de nimic. De aceea, ce bună, Dana, de aceea, pentru cei care acum se luptă cu depresia, le propun să facă o rugăciune simplă. Doamne, nu mai pot să fac nimic, eu sunt acel lut din care tu plămădești ceva,
Din momentul ăsta am nevoie de tine 100%. Și abandon total la voința lui Dumnezeu. Singurul lucru de care am să mă agăț, am să încerc să mă agăț de o bucurie interioară. Iar bucuria interioară, oameni, bonjour din Craiova, oameni buni, bucuria interioară, de unde o luăm, oameni buni? Dacă nu mergem la biserică, dacă nu citim Biblia, toate promisiunile din Biblie, hai să vă zic un secret, toate promisiunile din Biblie sunt promisiunile nu despre Israel, bonjour, a plecat de 22 de ani, da, e dificil. Deci, toate promisiunile din Biblie nu sunt promisiuni făcute doar așa despre Israel, nu știu ce. Țara promisă suntem noi, fiecare în parte. Templul promis pe care Dumnezeu îl reconstruiește și care acum este în zidire, suntem noi. Suntem noi fiecare în parte. Iisus n-a murit pentru niște pietroaie. Iisus n-a murit pentru o localitate. Ce ar fi să zic că eu sunt Iisus din Gârlați? Adică nu interesează o localitate. Îl interesează sufletul tău. Personal, de aceea nu trebuie să ne pierdem sufletul cu nimic. Și trebuie să ne ducem la biserică foarte des, să luăm toate harurile bisericii. Împărtășiți-vă, citiți Biblia și luați Biblia și adaptați-o la voi. Când eu ceartă sau ceva și Dumnezeu ceartă poporul, evreie sau un popor și asta zice că și-a făcut idoli. Idolii sunt simpli în ziua de azi. Ăia care ne dau de pământ orgoliu, banii, afacerile, gândirea personală, dușmanii și așa mai departe. Avem tot soiul de orgolii și tot soiul de idoli. Deci Dumnezeu ce ne roagă din suflet este să ne punem toată speranța în El. Să credem în El, să rămânem cu zâmbetul pe buze și, așa, și, așa, și să așteptăm activ realizările Lui în viața noastră. Mie, uite, de exemplu, așteptatul mie cel mai greu. Că, bună, Cristea Valentin, Doamne ajută și pe tine să binecuvânteze Dumnezeu, Valentina. La mine așteptatul e cel mai greu. Eu când trebuie să aștept, mă epuizez de așteptat, ca să zic așa. Mă agit, fac tot soiul de chestii, v-am zis, acum cos rochii, nu mai știu ce să fac. Eu când aștept e panică, deja mă găsește o oportunitate, deja obosită. Trebuie să am o artă, trebuie să învăț. Și primul cuvânt pe care l-am primit în această rugăciune de ieri de la Fecioara Maria, din mănăstirea Notre-Dame de Clarté din sudul Franței, a fost: liniștește-te, recentrează-te asupra Trinității, roagă-te și stai liniștită, că și așa degeaba te învârți ca o tornadă mică, te agiți, tot Dumnezeu va realiza lucrurile în viața ta. Și atunci m-am liniștit. Azi, de exemplu, am stat la plajă fără telefon, bine, l-am uitat, bineînțeles, am crezut chiar că l-am pierdut. Am fost la biserică, am animat slujba de dimineață, am stat la plajă fără telefon, am așteptat și uite, așteptarea are și ea un har al ei. Fiindcă atunci când lucrurile bune vin în viața noastră, trebuie să mai fim capabili și să le primim. Noi suntem ca lutul acela, Dumnezeu îl ia, îl apasă, mai ies aerele de până lut, de pe acolo, orgolii, fii și tu binecuvântată, Violeta, așa, orgoliile. După care Dumnezeu, știi ce face după ce i-a făcut lutului o formă? I-a găsit forma lui, a lutului. Îl lasă liniștit o săptămână. Că dacă nu, nu poate să înceapă să-l coace. Nu poate să facă o vază, nu poate să facă o operă de artă. După ce l-a copt prima oară, pe urmă mai așteaptă. Eu acum lucrez cu ceramică foarte mult și înțeleg totul. Există perioade în care nu se întâmplă nimica. Pur și simplu trebuie să plec din atelierul de ceramică să fac altceva. Pentru că lutul n-a ajuns să se usuce, să se liniștească, ca să poată să intre, că dacă nu, dacă intră umed și așa mai departe, cu tristețuri, cu depresii, cu de-astea, eu când văd lutul ăla ud, știți că dacă îl bagi într-un cuptor, explodează. Deci, uneori când suntem deprimați, Dumnezeu nici nu poate să acționeze în viața noastră pentru că suntem atât de deprimați încât dacă cu lacrimile alea intrăm într-un cuptor al iubirii Lui, explodăm. Deci nu pot veni la noi bucuriile mari ale Dumnezeu dacă nu suntem bucuroși. Deci spiritul de depresie trebuie dat la o parte în numele Lui Iisus Hristos. Chemat spiritul de bucurie, de forță, și citită Biblia, împărtășanie, maslu, ungere, ce vreți voi, ce puteți să faceți? Îți place că mă gândesc? Mă bucură, Liliana. Așa,
toate chestiile astea, luați harurile de la toate bisericile, mănăstiri, ce găsiți pe lângă voi. Dar cea mai mare forță este Biblia. Luați frumos o Biblie, dacă sunteți întinși în pat praf de depresie, de supărare de asta, luați Biblia și tolăniți în pat, o citiți. Că Biblia vă va pune în picioare. Noi suntem chemați ca și creștini să fim creștini în picioare. Elo Mirei! Să fim creștini în picioare, creștini care merg pe acea cărare cu Dumnezeu. Dar uneori nu putem să fim în picioare, ne terasează, ne dă la pământ viața. Și mai ales locurile în care am investit energie și nu trebuia, locurile în care ne-am epuizat, locurile care ne-au deprimat, lucrurile care ne-au terminat și mai mor și una în stânga, în dreapta, oameni în jurul nostru și nu știm ce se întâmplă și uite, toate chestiile astea ne fac praf, ne-au pus una cu pământul. În momentul ăla luăm Biblia și citim până când ne ridicăm în picioare. Eu uite, ascult foarte des pe băieții ăștia de la Lakewood International Church, de-aia strâng astăzi bani pentru ei, cine vrea dă, cine nu vrea nu dă, pentru că ei au cuvinte de îmbărbătare, un pic cam așa, cam foarte, cu foarte mult curaj, dar dacă stai bine și citești Biblia, sunt foarte multe încurajări în Biblie. Foarte multe încurajări. Pentru că până la urmă, cine controlează viața noastră? Noi o controlăm, noi suntem mari șefi, nu suntem nimic. Că totul se schimbă de pe o zi pe alta. Și că atâtea probleme avem toți. Și încât alea ne terasează. În orice că singura chestie pe care, locul, centrul pe care îl avem și în care ne putem debarasa de toate aceste greutăți, acel centru se numește bucuria. Rampart. La joie du Seigneur est mon rampart. Bucuria lui Dumnezeu este turnul meu de apărare. Trebuie păstrată, pentru că nu faci nimic cu un lut plin de apă, plin de depresie, de tristețe. Doamne Dumnezeule, te rog din suflet să trimiți asupra tuturor, mulțumesc, să trimiți asupra tuturor harul, Sfântul Duh al bucuriei, al simplității, al recunoașterii și a simplității filiale, să se simtă fiecare copil al lui Dumnezeu. Tu ai răspunsurile pentru viața noastră, uneori ne cer să stăm, uneori ne spui să avansăm, dar când ne spui să ne avansăm, Tu ne dai forța. Doamne, te rog din suflet, prin Iisus Hristos, vino și atinge în sufletul Tău, în sufletul lor, pe toți cei care suferă de depresie astăzi, și ajută-i să-și regăsească bucuria care vine de la Tine, pentru că fără ea nu putem să facem nimic. Și mai scrie în Biblie, păcălește-ți tristețurile, tristețea, tristețurile, bravo, Rora, chineză, așa, păcălește-ți tristețea, bea, Doamne, un pahar de vin, pune-te, uită, nu știu, nu te uita la seriale care te deprimă mai rău, dar păcălește-ți tristețea. Citește un cuvânt de îmbărbătare. Fă ceva ce-ți place. Așteaptă să se usuce lacrimile alea din suflet, pentru că atâta vreme cât ele sunt acolo prezente, Dumnezeu nu te poate duce la următoarea etapă a vieții tale. E foarte greu să te mai transforme. Noi suntem o construcție în construcție, in work. Deci, suntem mici, suntem pe punctul de a fi plămădiți, nu știu ce va ieși din noi, în orice caz, fiecare va fi o super creație, pentru că Dumnezeu, cel mai mare creator, bonjour Elena, Doamne, aștept și pe Tine asemenea, noi fiecare venim de la cel mai mare creator, El nu poate face decât chestii extraordinare. Așa că noi fiecare suntem niște super creații. Dar pentru asta trebuie să putem să ajungem în următoarele cuptoare. Și vă spun la început, iei lutul, dai cu el de pământ un pic, să-i scoți bulele de orgoliu. După care n-ai voie să-l bați, îi dai o formă. Adică Dumnezeu e foarte cum se cade cu noi, nu prea ne bate, știe că vine dușmanul să ne bată, dar el nu acceptă chestia asta. După care ne dă altă formă și ne lasă să iasă din noi lacrimile și tristețea și tristețea și tot ce este greoi așa al pământului și abia pe urmă ne dă, ne pune în primul foc, după care ne dă culori,
ne învață să ne îmbrace noi culori, după care ne pune smalțul și face de noi niște opere de arte superbă, care devenim ceramici, porțelane și așa mai departe. Și bineînțeles că uneori dușmanul trece cu o bardă și sparge și porțelanul, dar nu uitați că Dumnezeu care ne-a creat ne poate recrea la loc. Pentru că El are secretul și El are tot. Deci, de fiecare dată când avem impresia că ne-a făcut praf la rău și așa mai departe, și că n-au rămas decât cioburi de noi sau numai lacrimi și așa mai departe, luăm frumos Evanghelia, o citim și vedem că promisiunile lui Dumnezeu sunt eterne și că totul va dispărea, dar cuvântul lui Dumnezeu nu va dispărea niciodată. Haide, haleluia! Și sper că ați fost la biserică! Ciao, Doamne ajută! Vă iubesc, pupici, ciao!